pentru curățarea filtrului de apă de la centrală, pe care eu l-am curățat deja, se va proceda în felul următor. Înainte de a opri apa principală, care se află sub chiuvetă, se va opri într-un lighean apă pentru a avea cu ce să curățăm filtrul. Deci vom opri apa. Apa este oprită. Ea se află sub chiuvetă, conducta principală. Se va pune o tăviță pentru a nu face apă pe jos. Se va slăbi filtrul, după care se va închide apa care merge spre el. Va curge un pic de apă în tăviță. Se va da jos filtrul din borcan. El are două garnituri, în partea de jos și în partea de sus, și o garnitură la borcanașul lui. Se va curăța într-un lighean acest filtru, după care se va avea mare grijă la aceste două garnituri. Și se va strânge filtrul înapoi. Se va da drumul la apă. Și se va urmări ca ea să nu curgă pe la garnitura de sus. Apa de la filtru este deschisă, după care vom deschide apa de la conducta principală. Centrala a pornit. Și filtrul de apă s-a umplut.